Chirurgul care semina moarte în urma operațiilor lui. Bună, și bine ați venit sau revenit într-un alt true crime care m-a șocat. Acest clip e strict informativ și are ca obiectiv amintirea victimelor, răspândirea de informații care ne pot ajuta în a recunoaște un posibil criminal sau o posibilă situație negativă și conștientizarea oamenilor ca astfel de situații să nu se mai repete. Înainte de a începe, acest clip are nevoie de câteva precizări. Când acest canal se numea Ana Crime Virale și aveam acele clipuri lungi, în mulți v-ați plâns în comentarii că sunt prea lungi. Ei bine, acesta e unul din acele cazuri. De ce? Pentru a înțelege mai bine de ce acest doctor a făcut ce a făcut, a acționat în acest fel, trebuie întâi să înțelegeți ce fel de persoană era. Vă voi povesti nu doar despre el și despre ceea ce a făcut, dar și niște episoade din viața lui care efectiv dau de gândit. Deși acest doctor nu a avut parte de niciun test psihologic, niciun control la doctor, psihiatri și așa mai departe, mulți îl considerau un bolnav mental. Și repet, ca voi să înțelegeți mai bine de ce a făcut tot ceea ce a făcut, vă voi povesti câte ceva din viața lui. Și veți vedea că acest caz vă va enerva cel puțin cât mai enerva și pe mine. Dacă nu vă plac clipurile lungi, nu-i nicio problemă, nu mă supăr, am și clipuri scurte la care vă puteți uita. Voi încerca mereu să vă mulțumesc pe toți. Dar înainte să începem, mai am o precizare destul de importantă. Eu nu sunt medic. E posibil ca anumiți termeni medici să-i fi greșit, să fi greșit traducere. Am găsit traduceri la anumiți termeni medical pe care nici măcar în română nu-i știam, așa că vă rog frumos să vă fie milă de mine și să nu-mi săriți în cap. Dar mă puteți corecta în comentarii. Începem! Christopher Dange e născut pe 3 aprilie 1971 în Montana, dar crește în Memphis, Tennessee. El avea trei frați, mama sa era învățătoare, iar tatăl său, kinoterapeut, a crescut într-un ambient familiar sănătos. Înainte de a deveni doctor, vroia să devină fotbalist, așa că s-a înscris la o universitate sportivă. Colegii îl descriau ca fiind foarte inteligent și ambițios și că orice își propunea trebuia să îi reușească. Era un bărbat frumos, chipeș, atletic și avea succes la fete. Juca în echipa de fotbal al universității și toți colegii lui de echipă îl considerau ambițios, dar într-un mod negativ. Ei considerau că ambiția lui e obsesivă. Danci nu știa să piardă, nu accepta sub nicio formă o pierdere. În acea perioadă, mulți dintre colegii lui făceau și wrestling, unde el era negat. Pur și simplu, wrestlingul nu era pentru el. Dar bineînțeles că nu putea accepta asta. Și un coleg de-al lui povestește o întâmplare interesantă. Acest coleg, în timp ce vorbea cu Danci la telefon, râzând și glumind, i-a spus că wrestlingul nu e pentru el, că e total negat și că nu e în stare să lupte. Și reacția lui Danci a fost surprinzătoare. Îi închide telefonul și, deși era târziu afară, era noapte târziu, Ia mașina și conduce până acasă la el, bate la ușă și îi spune colegului că vrea să lupte cu el. Atunci, în acel moment, acest coleg al lui rămâne surprins și îi spune glumești, nu? La care Danci, nu, nu, eu vreau acum să luptăm. Ei fac mai multe lupte în care Danci pierde constant și totuși nu renunța, continua mereu să se ridice spunând chestii acum am alunecat din nou sau nu, nu, n-am fost atent din nou sau nu, nu, tu n-ai făcut bine, din nou, și continuau să lupte. La un moment dat, frații acestui coleg încep să îl ia oarecum pe Danci peste picior, zicând, gata, Danci, ajunge, n-ai obosit, nu vezi că ești negat, gata. Danci s-a enervat, s-a ridicat și a plecat. Dar după 10 minute s-a întors înapoi. Sună la ușă și îi spune colegului, hai te rog să luptăm din nou, că acum am înțeles unde am greșit. Și această întâmplare v-am povestit-o ca să înțelegeți ambiția lui Danci. Atenție, a fi ambițios e un avantaj în viață, e un atu, dar nu la acest nivel. Danci era negat nu doar în wrestling, ci și în fotbal. Și mulți colegi au povestit că au avut parte de astfel de întâmplări oarecum bizare cu el. Și totuși Danci spunea tuturor că el e cel mai bun și avea mereu o scuză pentru nereușitele lui. Era mereu vina altcuiva. În 1991 pare să fie acceptat faptul că e negat în sport și schimbă universitatea. Decide să devină medic și se mută mai aproape de orașul natal într-o universitate din Tennessee. Aici se regăsește cu un coleg și prieten din liceu cu Jerry Summer și redevin cei mai buni prieteni. Jerry era o persoană bună, un prieten excepțional și foarte protectiv cu Danci. Era mândru de Danci și spunea tuturor că Danci e cel mai inteligent om pe care l-a cunoscut vreodată. Noul obiectiv în viața lui Danci era să devină doctor și studia zi și noapte. El însuși spunea că va deveni cel mai bun chirurg din lume, iar ex-colegii lui de la Universitatea Sportivă spuneau chestii de tipul da, da, cum să nu, tipic Dan. Dar Christopher Danci, surprinzător, în universitatea de medicină, are succes. Bachiar începe să studieze despre celulele stem din propria inițiativă. Ideea lui era de a vindeca durerile de spate cu ajutorul acestor celule. Pentru aceste cercetări, el reușește să găsească sponsor și deschide un laborator. Unul dintre sponsori era chiar mentorul lui din universitate, Kevin Foley. Dar acești sponsori nu au nevoie de mult timp să înțeleagă că Danci nu era serios. În acea perioadă, el începuse să bea mult alcool încă de dimineață și să consume droguri. Adevărul e că Danci petrecea foarte mult timp în laboratorul de cercetări și foarte puțin timp în sala de operații, unde evident trebuia să acumule și experiență practică. În America, orice chirurg, în medie, în timpul școlarizării, trebuie să acumule o experiență de minim 2500 de operații. Știți câte avea Danci? Mai puțin de 100. După o perioadă, sponsorii sătui de comportamentul lui Danci decid să îl trimită la un program de ajutor pentru doctorii dependenți de droguri, la care, bineînțeles că nu se duce. La un moment dat, ba chiar dispare pentru câteva zile și, într-un final, sponsorii decid să-l dea afară din Disc Genix. Aceste informații despre Danci din Disc Genix nu se știe din ce motive nu au fost distribuite spitalelor. Toată această poveste a ieșit la iveală abia după masacru. Acum, deja Danci era convins că e un medic de succes. Când se prezenta persoanelor, nu se mai prezenta ca Christopher Danci, ci ca Dr. Christopher Danci. Avea nevoie de a fi ceva în viață, pentru el un titlu era important. În 2011 se mută în Dallas. Muncea la spitalul Dallas Medical Center ca și chirurg specializat pe operațiile coloanei vertebrale. De exemplu, Google aici mi-a tradus chirurg spinal, deși ca definiție corect e chirurg ortoped. Nu știu care variantă e corectă, le voi folosi pe amândouă în timpul clipului. Danci, ca și meserie, era chirurg ortoped și nu are care, unul din cei mai buni chirurgi din statul Texasului. Asta e ceea ce spunea el tuturor. Chestia interesantă e că la fel spuneau și recenziile online despre el de pe acea vreme. Erau toate pozitive. Mai târziu veți înțelege de ce. Până și acelor pacienți pentru care nu se mai putea face nimic, el venea cu o speranță. El le spunea chestii de tipul ha, eu sunt cel mai bun chirurg ortoped, stai liniștit, eu fac dreg, te fac eu bine. Ați înțeles. El știa cum să se comporte cu oamenii și împrăștia siguranță din toate părțile. Probabil ați înțeles deja ce fel de persoană e. La același spital cu el muncea și doctorul Robert Henderson și el tot chirurg spinal, ortoped, cu o experiență de peste 40 de ani. Un chirurg renumit și respectat. Pe 26 iulie 2012 acest doctor era liber era acasă. În acea după-amiază primește un telefon de la consiliul administrativ al spitalului, care îl chemau de urgență la spital, întrucât o pacientă, în urma unei operații, nu se simțea bine. Faptul că l-au sunat acasă nu era nimic ciudat, pentru că se întâmpla ca el să corecteze astfel de operații făcute de alți chirurgi, dar chestia surprinzătoare era faptul că a fost sunat direct de consiliul administrativ, ceea ce însemna că situația era gravă. Când ajunge la spital, directorul îi explică situația, îi spune că pacienta e Mary Hilford. Această pacientă venise la spital pe picioarele ei, iar după operație era paralizată și avea dureri groaznice. Îi spune că operația a fost făcută de Christopher Dancy. Henderson s-a dus apoi să controleze fișa pacientei și planul operației a lui Danci și a rămas surprins și îngrozit în același timp. Pentru că planul operației și analizele pe care Danci le pregătise erau perfecte. Danci planificase operația pas cu pas în scris și acel plan era perfect. Din punct de vedere teoretic, era perfect. Dar în momentul operației a făcut opusul la ceea ce scrisese. Tot atunci Anderson descoperă că Mary nu e prima pacientă mutilată de danci. Cu o zi înainte, el făcuse o altă operație, iar acea pacientă se afla la terapie intensivă în comă. Numele ei e Floella Brown și avea 64 de ani. Cu câțiva ani înainte, Floella făcuse o operație în care un alt chirurg îi implantase două plăci de metal. Acum ea avea dureri în zona gâtului, și cum se pregătea să meargă în vacanță, vroia să scape de acele dureri înainte de vacanță, așa că se duce la doctor Danci. În această operație, el trebuia să elimine un disc dintre două vertebre și apoi să le unească. Operația a avut loc pe 24 iulie 2012 dimineața. În primele 20 de minute ale operației, totul părea să decurgă normal, dar la un moment dat, doctor Danci începe să se plângă de faptul că nu reușea să vadă coloana vertebrală, din cauza faptului că era prea mult sânge. Unul din asistenții lui la operație, Kyle Kissinger, care muncea cu el de doar două zile și, și deja își dăduse seama că ceva nu e ok cu acest chirurg, cu doctor Danci, povestește că în timpul operației Floella pierdea foarte mult sânge, mult peste normal. Era atât de mult sânge încât curgea pe jos. El spune că în timpul operațiilor se folosește un coșuleț mic de gunoi doar pentru pansamente, care de obicei nu era nici plin coșul, iar pansamentele erau abia, abia pătate de sânge, puțin rozaliu. În această operație, coșul era plin, iar pansamentele erau parcă spălate în sânge. Într-un final, Danci termină operația, Floela se trezește și părea să se simtă bine inițial. Dar a doua zi dimineață a avut convulsii, a leșinat și a intrat în comă. O comă din care nu se va mai trezi niciodată. Motivul? Dr. Danci a perforat și blocat o arteră de sânge din zona gâtului din cauza unui șurub pus în locul greșit. O să folosesc cuvântul șurub și plăci metalice pe tot parcursul clipului pentru că mi-e și mie mai ușor să mă exprim și voi să înțelegeți. Termenii medicali, nicio șansă. Din ceea ce am citit pe internet pentru doctorii chirurgi, o astfel de operație face parte din categoria operațiilor base, normale, nimic deosebit pentru ei. Și totuși, Danci nu a reușit. Dar unde e Danci acum? Pentru că nimeni nu îl găsește, la telefonul răspunde și nici acasă nu e. Danci dispăruse. Dr. Anderson, în încercarea de a înțelege ce s-a întâmplat în operația pacientei Mary Hilford, cea paralizată, îl întreabă pe Kyle, asistentul de operație a lui Danci, ce anume a văzut, ce s-a întâmplat. Kyle spune că doctorul Danci părea distrat și că se gândea la pacienta din terapie intensivă, la Floella. Se gândea atât de mult că după o oră de operație îi zice lui Kyle că după această operație o va opera din nou pe Floela. Avea de gând să îi facă lui Floela o craniotomie. Craniotomia e o procedură medicală prin care se perforează craniul pentru a reduce presiunea. Asistentul său, Kyle, îi spune că nu e posibil pentru că acel spital nu i-a autorizat să facă craniotomii. Nu aveau nici măcar ustensilele necesare pentru astfel de operație. Danci se enervează și îi amintește lui Kyle că acolo doctorul e el și că știe foarte bine ce face și că o craniotomie o poate face cu orice. Și îi ordonă să pregătească o altă sală operatorie pentru floela, pentru că o va opera oricum. În acel moment, Kyle se duce la doi doctori din spital care, ca și ierarhie, erau deasupra lui Danci și le spune ce are de gând să facă. Acești doctori ulterior se duc în sala de operație unde era Danci și îi spun că o craniotomie în acel spital nu era posibilă. Iar în acel moment Danci, ca un copil răzgăiat, zbate ustensilele, își dă halatul jos și pleacă din sala operatorie. Cei doi doctori încearcă să termine ei operația, dar își dau seama că nu găsesc un șurub. Acel șurub trebuia să fie într-un punct precis pe șira spinării, dar nu era acolo. După 15 minute, Danci revine în sala operatorie, iar doctorii, bineînțeles că îl întreabă unde e șurubul, la care el, enervat, ha, că voi nu știți nimic, nu înțelegeți nimic, șurubul e acolo unde trebuie să fie. Acesta a fost răspunsul lui. Până la urmă, cei doi doctori i-au făcut o radiografie femeii să vadă unde e șurubul. Iar radiologul a rămas șocat, a trebuit să repete radiografia pentru că nu i venea să creadă ce vede ochilor, nu era sigur dacă problema e de la radiografie, că nu funcționează, sau într-adevăr așa a făcut Danci. Dar din păcate, rezultatul era mereu același. Practic, Danci trebuia să unească două vertebre folosind plăci de metal cu șuruburi, Problema era că acele plăci erau puse într-un loc și în mod greșit, ca și cum nu ar știa ceea ce face. La un moment dat, în timpul operației, bagă un șurub în osul sacru al pacientei și zice gata, bun, am terminat. Și închide operația. Mary Hilford, această pacientă, în timpul operației pierduse un sfert din sângele corpului. Când s-a trezit, avea dureri insuportabile, iar când a încercat să își miște picioarele, nu putea. Era paralizată. Doctorul Henderson acum trebuia să corecteze această operație. El decide să filmeze această operație pentru că era sigur că acest caz va ajunge la tribunal. Exact asta s-a și întâmplat. El a redeschis operația făcută de Danci pe Mary și a rămas șocat. Șuruburi puse la întâmplare, găuri făcute la întâmplare, unde Danci încercase să bage șuruburi. Unul din șuruburi perforase o serie de nervi care controlau mișcările unui picior. Ba chiar și eliminase țesut osos degeaba, țesut care nu trebuia eliminat. Acest țesut se mai numește și osteofit. Oricum n-am fi știut niciunul din noi, o spun doar ca și curiozitate și eu doar ce am aflat. Dar în această operație, chestia care l-a șocat cel mai mult pe Anderson e că Danci nu operase discul corect. Discul care trebuia operat nu a fost nici măcar atins de Danci. Impresia lui Henderson e că Dan știa perfect tot ceea ce este de făcut, dar a ales să facă totul anapoda intenționat. Dar cum demonstrezi așa ceva? Henderson începe să creadă că Danci era un impostor. Pacienta Mary Hilford rămâne paralizată pe viață, iar Floella Brown nu s-a mai trezit din comă. O curiozitate despre Danci e faptul că nu toate operațiile lui sfârșeau tragic. A existat o operație care a avut succes. O pacientă pe nume Shirley, de 71 de ani, care a povestit despre Danci că era un bărbat frumos, elegant, educat, știa să comunice și avea un curriculum impresionant. Ea vroia să scape de o durere la o gambă, iar Danci i-a propus o operație la coloana vertebrală care i-ar fi rezolvat problema. Operația a avut succes. După câteva luni, pacienta Shirley s-a întors la control, spunându-i că este bine. Dunge îi face o radiografie și o întreabă dacă în aceste luni a căzut. Ea spune că nu, la care el insistă, spunând că trebuie să o opereze din nou și imediat. Acum trebuia efectuată a doua operație al acestei paciente, Shirley, dar Dunge nu mai putea exercita la Dallas Hospital Center. Acum el muncea într-un spital situat în cea mai săracă și murdară zonă a Dallasului, și totuși reușește să o convingă pe pacientă să se ducă acolo. Face această operație, iar Shirley se trezește din operație cu dureri îngrozitoare, credea că moare. Această operație trebuia să dureze două ore, dar a durat șase ore. Între timp, Anderson realizează că trebuie neapărat să facă ceva pentru a-l opri pe Dange și începe să cerceteze. Trecutul lui. Contactează un doctor pe Foli care fusese mentorul lui Danci în universitate. Iar acest doctor îi spune că Christopher Danci era cel mai bun elev pe care l-au avut vreodată. Henderson rămâne șocat și, pentru a fi sigur că vorbesc de aceeași persoană, îi cere o poză. Iar în acea poză era chiar Danci. Dar acum să dăm câțiva pași înapoi și să ne întoarcem cu un an înainte, în 2011, când el se mutase în Dallas. Pentru că eu am sărit în poveste direct la doctor Henderson pentru că are legătură cu ceea ce vom spune acum. După ce a terminat studiile, un spital din Dallas a vrut imediat să-l angajeze. Spitalul Baylor Plenon. Danci avea un curriculum de 12 pagine. Iar când spitalul l-a sunat la universitate să întrebe dacă Danci chiar e un așa fenomen de doctor, știți ce au spus? Directorul universității a spus că e cel mai inteligent om pe care l-au avut vreodată și că singurul lui defect e că reușește să facă prea multe lucruri deodată. Acest spital îi oferă lui Danci 600.000 de dolari ca avans și îi rezervă un suite într-un hotel de lux. În America există oarecum o luptă între spitale pentru medici-chirurgi, pentru că operațiile efectuate de ei aduc efectiv o grămadă de bani. Danci acceptă și se mută în Dallas împreună cu prietenul lui cel mai bun, cu Jerry, și cu logodnica lui Jerry, pentru că vroia să își deschidă propria clinică și avea nevoie de ajutorul lui Jerry. În această perioadă, Danci avea și el o logodnică care era însărcinată și care pe viitor îi va face și al doilea copil. În timp ce muncea la acest spital, planificau deschiderea clinicii private a lui Danci și angajează un marketing manager care reușește efectiv să împrăștie numele lui Danci pe tot teritoriul Texasului, ca fiind cel mai bun doctor chirurg. Vă amintiți recenziile pozitive? Cine știe câte din ele sunt false? Numele lui ajunge și în reviste de medicină și multe agenții vroiau să colaboreze cu el să se folosească de imaginea lui pentru a crea panouri publicitare. În acest moment de succes al vieții lor, Jerry, prietenul lui cel mai bun, decide să se lase opera de danci. Jerry, cu mulți ani în urmă, la fotbal, a avut un accident care i-a provocat o durere deranjantă în zona gâtului. Durere care a crescut în urma unui accident de mașină, iar Danci i-a promis că îl va scăpa de acea durere printr-o operație. Și o face. După operație, Jerry se trezește că abia-abia își mai simțea corpul de la gât în jos. Și în acea seară, Danci decide să-i facă și a doua operație. Operație din care Jerry s-a trezit complet paralizat de la gât în jos. Jerry era tetraplegic. În această a doua operație, nu vă mai explic ce a făcut, și aici, pentru că dezastru. Ideea e că aproape îl decapitase pe Jerry. Atunci, Danci, pentru a-i liniști pe toți, pe familia lui Jerry, inclusiv pe Jerry, le spune că situația e temporară și că în câteva zile Jerry va fi bine. Cel mai bun prieten al lui. Prieten care îl ridica în slăvi pe Danci, Jerry îl adora. Zilele trec, Jerry începe să-și piardă răbdarea și intră în depresie. Danci, bineînțeles că era de negăsit, într-un final Jerry află și el că va rămâne paralizat toată viața și se mută din nou în Tennessee cu părinții. Deși avea o iubită, într-un final s-au lăsat, ea a încercat să aibă grijă de el, dar el era atât de nervos încât își vărsa nervii pe iubita lui. sau despărții, pentru că efectiv el își vărsa toți nervii pe ea. Dacă credeți că Danci și-a cerut vreodată iertare față de prietenul lui cel mai bun, ei bine, vă înșelați. L-a vizitat o singură dată și asta după trei ani de zile și nu, nu i-a cerut iertare. Danci, între timp, reușise oricum să-și facă propria clinică, și acum căuta o asistentă. A găsit-o pe Kimberly Morgan, care deja de la interviu se îndrăgostise de el, iar sentimentul era reciproc. Logotnica lui Danci, Wendy, muncea în acea perioadă ca secretară în clinică și era însărcinată. Ei bine, Danci acest detaliu l-a cam omis și a prezentat-o pe logodnica lui ca fiind doar secretara. După nicio lună, Danci și Morgan încep să aibă o relație. Unul din doctorii spitalului Baylor Plenor, unde Danci încă opera, era doctor Randar Kirby un veteran în chirurgia vasculară. El începe să vadă comportamentul bizar al lui Danci. Spune despre Danci că îi plăcea să vorbească doar despre el, despre măreția lui și nu făcea întrebări, nu l interesa nimic de ceilalți. Randar Kirby nu l-a simpatizat niciodată pe Danci. Ba chiar nu îi plăcea deloc și avea o senzație pe piele, cum se zice, de antipatie. Randar a și avut ocazia de a opera împreună cu Danci și atunci a înțeles de ce nu îi place. A avut confirmarea că Danci e de fapt un incompetent care s-a umflat degeaba în pene. Numele pacient, Berry, care după operație s-a trezit cu dureri groaznice și cu paralizie la un picior. În timpul acestei operații, Randar, văzând că Danci nu face nimic corect, se oferă el să facă operația în locul lui Danci, probabil și din cauza faptului că îl cunoștea pe pacient. Danci refuză, și bineînțeles că se și enervează și îl gonește pe randar din sala operatorie, spunându-i că știe foarte bine ce face, că a făcut mii de astfel de operații, că nu e treaba lui. Ați înțeles, operația era aceeași ca și ale celorlalte victime și anume să scoată un disc unind două vertebre. Randar în acel moment se duce și spune directorilor, dar era prea târziu pentru că Danci terminase deja operația. Și imediat după această operație avea o altă operație, Operație în care pacienta a murit chiar în timpul operației. Kelly Martin. Toate aceste victime pe care le-am numit în clip nu sunt singurele. Trebuie să știți că a mutilat multe persoane în acest timp. Practic, el a făcut cu oamenii ceea ce făcea și la wrestling. O operație nu ieșea. A, nu-i nimic, facem alta în continuare. O ambiție bolnavă în a deveni cel mai bun doctor-chirurg experimentând pe oameni. Iar acum sigur vă întrebați cum de putea încă opera, cum de își putea exercita încă licența de medic. Ei bine, din punct de vedere legal, în America e foarte complicat să blochezi licența unui medic chirurg. Birocrația și practicile sunt eterne. În cel mai bun caz pentru spitale, din păcate, e ca doctorul chirurg să plece din propria inițiativă, să dispară astfel încât să evite tribunalul și practicile. Iar asta e exact ceea ce a făcut și spitalul Baylor Plenon cu Danci. L-au lăsat să plece și nici nu au distribuit informațiile mai departe. În America există un fel de database cu informații despre cei mai incompetenți doctori. Ei bine, spitalul nu a distribuit aceste informații acolo și nici nu l-a raportat pe Danci la registrul medicilor. Danci e liber să își exercite licența de medic chirurg în toată America. Și între timp el operează în mai multe spitale, nu doar în Baylor Plenon și Dallas Hospital. Mă gândesc dacă doar acest spital ar fi făcut toate demersurile pentru a-l opri pe Danci, probabil multe persoane s-ar fi salvat. Bineînțeles că m-am interesat să văd și de ce spitalul nu a făcut nimic. Și am descoperit că în America e foarte greu să demonstrezi că un doctor greșea intenționat. În special numele lui Danci, pentru că, după cum știți, era deja foarte cunoscut. În astfel de situații, Danci ar fi putut folosi. Acest caz în favoarea lui și ar fi putut câștiga el procesul pentru defaimare și ar fi putut cere și bani pe treaba asta. Incredibil, incredibil dar adevărat, America, țara tuturor posibilităților. Între timp pe Danci l-a părăsit și amanta, Kimberly. Kimberly în sfârșit își dăduse seama ce om oribil era Danci. Totuși, el continua să o stalchereze pentru că am învățat deja despre Danci că nu acceptă să piardă. Și îi trimite e mail ciudate, cringe, cringe, da cringe de la maxim. Într-unul din e mail ba chiar a scris că dorința lui e să devină un serial killer. Acum ne întoarcem la începutul clipului, la cazul cu Henderson, 2012. Ceea ce am povestit acum a fost acel un an înainte să ajungă în acest spital, în Dallas Hospital și înainte de a avea loc această operație cu Mary și cu doctorul Henderson. Doctorul Henderson începe o investigație despre Danci, despre viața lui Danci. La fel și Kirby, colegul lui de la Baylor Plenon. Și întâmplător, cei doi doctori se întâlnesc la muncă în același spital și decid împreună să-i contacteze pe cei de la registrul medicilor din Texas. Răspunsul lor știți care a fost? Că nu sunt destule probe nu au destule probe. Acea operație pe care Henderson o filmase nu era de ajuns. Trec câteva luni de liniște, în sensul în care numele Danci nu se mai auzea nicăieri, timp în care Henderson și Kirby credeau că Danci a renunțat, cel puțin sperau. Dar din păcate, într-o zi, doctorul Kirby a fost chemat de urgență la un spital în încercarea de a corecta o operație pe șira spinării pe care doar el o putea face. În urma acestei operații greșite, pacienta avea corzile vocale tăiate, o gaură în trahee și dureri insuportabile. Odată a ajuns în spital, el întreabă cine a făcut operația. La trei o spunem toți în cor. 1, 2, 3. Doctor Danci. Din fericire, în o mie de ghilimele, această pacientă a supraviețuit, dar vocea ei nu a revenit niciodată cum era înainte. Vorbea oarecum în șoaptă, nu a reușit niciodată să își recapete vocea. După acest eveniment, Danci dispare din nou, timp în care Henderson și Kirby fac numeroase plângeri la registrul medicilor, dar nu primesc niciodată un rezultat pozitiv. Efectiv, plângeri fără niciun rezultat. După șase luni, Kirby primește o invitație la o petrecere de bun venit al unui doctor într-un spital și, din nou, un, doi, 3, doctor Danci. Era. Kirby bineînțeles că nu se duce la acea petrecere, dar îl contactează pe directorul spitalului pentru a-l informa despre situația lui Danci. Răspunsul directorului, Danci nu e pe lista neagră. În acel database despre care am vorbit, și nici nu are rapoarte și plângeri la registrul medicilor. Doar ce l-am angajat și nu îl pot concedia pentru că m în judecată. După două săptămâni, pe 13 iunie 2013, proprietarul acelui spital îl sună pe Cărbi și îl roagă să se ducă de urgență acolo pentru a corecta o operație făcută, bineînțeles, de danci. Acest pacient avea în zona gâtului un obiect neidentificat în acel moment avea ceva în zona gâtului. Kirby deschide o operație și rămâne șocat. Nu vă povestesc ce a făcut în această operație pentru că mi s-au întors mațele pe dos. Dar vă zic că acel obiect neidentificat din zona gâtului era un pansament. Pentru Kirby această operație a fost punctul de stop pentru că s-a enervat. Cum sigur v-ați enervat și voi până acum. S-a dus la Anderson și împreună au decis să se ducă în sfârșit la poliție. Știrea începe să circule repede iar ziarele îl denumesc pe Dr. Danci Dr. Death, adică Dr. Moarte. Kirby aprofită de această situație de notorietatea știrilor despre Danci pentru a contacta din nou registrul uh, medicilor. De data asta cu o scrisoare în care le spunea printre rânduri că e un serial killer și că trebuie neapărat să-i blocheze licența, măcar provizoriu. Și în sfârșit, pe 26 iunie 2013, licența lui Danci e suspendată. Dar chestia asta pentru Kirby și Henderson nu era de ajuns, pentru că suspendată însemna că putea oricând intra din nou în vigoare, iar Danci ar fi putut continua într-un alt stat. Între timp, Danci declară faliment cu peste un milion de dolari de datorii și se mută în Denver, la părinții lui, pentru că îl părăsise și logodnica între timp. Câteodată, din Denver, se ducea în Texas să își vadă copiii. În această perioadă, Danci parcă înnebunește. Droguri, alcool, bătăi, ba chiar l-au arestat de două ori, ziarele scriau despre el chirurg psihopatic. Și chiar el comenta sub aceste articole scriind, nu e adevărat, e totul un complot, bla 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 bla. Într-un final și în biroul polițiștilor, cineva se gândește să pună mâna pe dosarul lui Danci și să facă ceva. Michel Sugar, care era noua vice al acelui district de poliție. Ea era decisă să îl bage pe Danci după gratii, ceea ce era destul de greu de demonstrat, cum am mai spus deja. Când au decis să-l aresteze, Danci nu era în Texas, au așteptat să intre în Texas. Iar pe 21 iulie 2015, Danci intră în Texas, pentru că trebuia să își vadă copiii. Și atunci îl arestează și îl duc la interogatoriu. Un interogatoriu absurd, unde, ca de obicei, ca în toate discursurile lui Danci, vina era mereu a altcuiva, nu era niciodată vina lui. Procesul are loc peste 18 luni, dar între timp judecătorii trebuie să decidă dacă Danci va petrece aceste 18 luni după gratii sau în libertate pe cauțiune? Ei bine, când au aflat că Danci vroia să obțină libertatea pe cauțiune, pentru că avea de fapt de gând ca în aceste 18 luni să își ia licența de medic într-un alt stat. Atunci judecătorii, bineînțeles că l-au trimis după gratii 18 luni. Îi refuză libertatea pe cauțiune. Procesul are loc pe 2 februarie 2017. În America, în timpul unui proces, există un juriu. Acest juriu nu știa nimic despre medicină, așa că un doctor le-a făcut oarecum, să zicem, un curs avansat rapid Astfel încât ca ei să poată înțelege răul pe care Danci l-a provocat. Acest doctor a explicat atât de bine juriului și lui Danci în același timp, printr-un limbaj simplu și ușor de înțeles, cât de rău Danci a făcut oamenilor, că reușise aproape să-l convingă și pe Danci că ceea ce a făcut nu era ok, că ceea ce continua să facă nu era bine. Doctorul nostru, Christopher Danci, operase 38 de persoane, din care 33 au rămas mutilate pe viață și două moarte. Doar trei persoane au supraviețuit. Și am putea spune că persoanele moarte sunt trei, de fapt, pentru că Jerry, cel mai bun prieten al lui, a murit anul trecut în 2021 din cauza unei infecții cauzate de paralizie. Toți erau de acord că Danci era un narcisist sociopatic. Și totuși nu a fost niciodată diagnosticat cu asta. Practic, înainte înainte de a zice că e sociopatic, toți spuneau că e un psihopat. E un doctor psihopat, un narcisist psihopat. Până când un psiholog s-a oferit să îl analizeze din ceea ce se aude și se vede de la televizor, iar acest psiholog a spus că Danci e narcisist sociopatic. Pe 14 februarie 2017 e declarat vinovat. Sentința? Închisoare pe viață. În concluzie, care e concluzia? Scrieți-mi-o voi în comentarii că eu nu mai am cuvinte. Asta a fost tot pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și azi și ne vedem joi la ora 18. O seară bună vă doresc!